Bun venit, prieteni! Iată-ne din nou împreună. Uh, serialul acesta scurt din ciclul Taine Revelate se dorește a fi pur și simplu o modalitate prin care să răspundem la câteva întrebări pe care mulți dintre ascultătorii noștri le-au pus în timpul serialului Taine Revelate. Suntem la cea de-a noua prezentare și avem un titlu semnificativ: Dumnezeu este neschimbător sau El se schimbă din zi în zi? Sigur, este o provocare, de aceea aș dori să-i dăm drumul la această temă. Într-una din prezentările anterioare, am subliniat răspunsul la o întrebare cu privire la tema. Judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu convoacă la judecată pe toți cei care s-au îndoit vreodată de felul în care El, suveranul Universului, rezolvă această mare dilemă apărută prin Revolta lui Lucifer și apoi transferată asupra omului, primului om creat de Dumnezeu. Astfel că judecata are un impact asupra ființelor omenești, însă obiectivul ei principal este disculparea lui Dumnezeu față de acuzațiile care i s-au adus din partea diavolului. În roman, la capitolul 3, cu 3 la 5, vreau să dau citire la câteva texte. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Din potrivă Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dumnezeu să fie judecat, da, este o problemă foarte, foarte serioasă. Aș dori să deschidem în ultima carte a Bibliei, Cartea Apocalipsei, și de aici să citim câteva texte din capitolul 19 cu versetele 1 și 2. Auziți! După aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strică pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Um, rețineți, vă rog, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte, totalitatea celor mântuiți văzuți în gloata aceea pe care nu putea să o numere nimeni, Gloata aceea declară că judecata lui Dumnezeu a fost corectă. Problema pe care ar trebui să o punem în deschidere este: care este rolul legii lui Dumnezeu la judecată? Și am văzut din prezentările anterioare că uh, legea lui Dumnezeu arată păcatul, dar și pedepsa, descoperă apoi pe autorul moral al păcatului. Și în același timp descoperă caracterul plin de iubire și fără pată al lui Dumnezeu. Prin planul de mântuire, noi vedem exact rolul judecății lui Dumnezeu. Și prin cele patru puncte esențiale: răscumpărarea omului, eliminarea rebeliunii din Univers și nimicirea răului și autorului moral apoi justificarea dreptății lui Dumnezeu și în cele din urmă glorificarea legii lui Dumnezeu ca expresia caracterului său pentru eternitate, iată prin toate acestea pur și simplu are loc un foarte complex proces al judecății. Creștinismul nu este numai un stil de viață, prieteni. Nu este numai un set de doctrine și reguli. Creștinismul este o experiență unică, bazată pe o cunoaștere de plină a acelui care a murit pentru noi. Acest soi de cunoaștere conduce la o relație puternică și permanentă, bazată numai pe dragoste în ambele sensuri, adică și din partea omului spre Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu spre om. Cunoașterea presupune studiu, meditație, rugăciune, presupune credință, presupune o relație autentică cu Dumnezeu. Un creștin îndrăgostit de Isus dorește să studieze viața lui Isus Hristos. Și aceasta o face cu scopul de a cunoaște cum să poată urma mai bine pe acela care a făcut de mult, atât de mult bine întregii omeniri. Dumnezeu însuși se lasă să fie admirat, studiat și cercetat de fiecare ființă creată. Astfel, ajungem să cunoaștem calitățile extraordinare ale caracterului său. Este suficient să amintim de moartea Fiului său, Isus Hristos, Domn care devine răscumpărătorul, dar și judecătorul în același timp, având în vedere. Marea investiție de har pe care Dumnezeu a făcut-o prin moartea Fiului Său. Cineva m-a apelat cu această, această declarație: Ați făcut afirmația, Biblia spune că Dumnezeu este iubire. Spuneți-mi, vă rog, faptul că se întâmplă atâtea atrocități, atâtea nenorociri pe toată fața Pământului. Nu este cumva pentru faptul că Dumnezeu și-a schimbat caracterul și a devenit răzbunător, justițiar și condamnator? Eu cred că câteva texte biblice pentru tema de astăzi sunt revelatoare ca să ne descopere acest lucru. În epistola lui Iacov, la capitolul 1 cu versetul 16 și 17, citesc. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Observați? În caracterul lui Dumnezeu nu există schimbare după declarația lui, lui Iacov. În cartea Maleah, de asemenea, este o declarație foarte puternică. Maleah capitolul 3 cu versetul 6, citesc: Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi copia lui Iacov n-ați fost nimiciți. Pentru ca să amintim și textele, textul din Evrei capitolul 13 cu 8, un text foarte scurt, Isus Hristos este același ieri, azi și în veci alte cuvinte, Dumnezeu, cel prea înalt, nu se schimbă, El este neschimbător. Este aceasta o veste bună sau o veste mai puțin bună? Depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Dacă privim din punct de vedere al judecății cu privire la cei care sunt alipiți de păcat, pot să afirm cu tărie Dumnezeu este neînduplecat. Dacă privim din punct de vedere al promisiunilor sale, aceasta este o veste bună pentru că ceea ce a promis Dumnezeu se ține de Cuvânt. Din punct de vedere al dragostei, din punct de vedere al dreptății sale, în Exodul, la capitolul 34, este un text foarte mare, de fapt, o, o suită de versete care care vine să clarifice câte ceva din caracterul lui, Exodul 34 cu 6 și 7. Citesc. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Aici ni se revelează în exces de zel, aș putea spune, atitudinea lui Dumnezeu față de cei care ascultă de de poruncile sale, și în același timp atitudinile lui Dumnezeu față de cei care pur și simplu se revoltă, se vede foarte clar frumusețea caracterului său. Când Dumnezeu intră în legământ cu omul, el nu se schimbă, el rămâne credincios a cerui legământ până la capăt. Când îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domnul nostru personal, el inundă sufletul nostru cu prezența Sa și cu bucuria mântuirii care vine prin Duhul Său. În felul acesta, viața noastră va fi viața Lui în noi. Faptele noastre, gândirea noastră, toate vor fi coordonate numai prin Duhul Său cel Sfânt. Viața noastră va fi o viață de luptă și de biruință, pentru că zilnic acela care ne conduce este numai. Domnul nostru Isus Hristos. Pur și simplu are loc un transfer divin de caracter, din caracterul lui Dumnezeu, către fiecare credincios al său de pe pământ. Practic, cei credincioși oferă zilnic prilejul lui Isus de a lucra în viața lor, neprihănirea sa desăvârșită. Prietenii mei și frații mei. Um, este foarte important să descoperim că numai în felul acesta trebuie să arate cei răscumpărați de el, care au neprihănirea sa de în caracterul lor. Astfel că, o persoană răscumpărată prin sângele lui Hristos nu se va gândi niciodată să facă ceva contrar voinței lui, iar voința lui este clar descoperită în legea celor zece porunci. Da, Prieteni, viața este plină de ispite care provin fie din partea celui rău, fie din natura noastră căzută. Însă, printr-o pocăință sinceră, atunci când cerem iertare de la Domnul nostru, El nu obosește niciodată iertând. Dacă îl iubim pe El, în mod automat dorim să ascultăm și să respectăm poruncile sale. Iată un exemplu deosebit nu poate fi altul mai bun decât în persoana Domnului Isus Hristos. A venit ca om pe pământ. A crescut, a trăit și a crescut în Nazaret și când era tânăr, era implicat în toate treburile familiei. În fiecare zi el lucra cu tatăl lui pământesc în atelierul de tâmplărie. Astfel, el și-a cinstit părinții pământești, ascultându-i și fiindu-le supus. Totuși, sâmbătă dimineața, nu-l găseai niciodată în atelierul de tâmplărie. În fiecare sabat de dimineață, după obiceiul său, îl găseai la sinagogă sau la biserica zilelor sale. Astfel, el ne-a dat un exemplu desăvârșit, un exemplu puternic, odihnindu-se în sabat, ziua lui Dumnezeu. Cei care se numesc creștini ar trebui să urmeze acest exemplu minunat. Din creștinii zilelor noastre este uimitor să descoperim că un procent de peste 95% țin ca zi de închinare o altă zi, duminica. Trebuie să știm, Iisus nu a făcut așa. De ce? Pentru că El știa că legea Lui Dumnezeu este copia caracterului Său iar Dumnezeul Universului nu este schimbător. Legea scrisă pe Sinai cu degetul său nu se poate schimba, prieteni. Ea este de origine din Dumnezeu. În ea avem două dintre principiile sale pe care le vedem chiar de la început, din Eden. Cele două instituții deosebite fiind Ziua sa stabilită de la început, și apoi instituția familiei, pe care le găsim exact în centrul legii lui Dumnezeu. Aceste principii nu au fost date numai evreilor, ci omului. De aceea, porunca despre Sabbat, așa cum o găsim, spre exemplu, în Exodul la capitolul 20, sună astfel: Exodul, capitolul 20 și voi citi de la versetul 8 la 11. <coughs> Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci, în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Dragii mei, prieteni, observați, în această parte din scriptura Vechiului Testament se face o referire foarte clară la ziua de odihnă, în care pur și simplu ne invită să ne aducem aminte de această zi, asta însemnând că ea a fost dată cu mult mai devreme, chiar de la început. Dumnezeu începe această poruncă cu cuvintele aduți aminte. Nu poți să-ți aduci aminte de ceva care nu a existat anterior. Deci, concluzia cu privire la acest fapt este că sabatul Darul lui Dumnezeu pentru om a fost oferit primei peric de oameni, Adam și Eva, chiar de la creațiune. Deci, cu câteva mii de ani înainte de Sinai, vedem acest lucru chiar în Cartea Genezei. În Geneza, la capitolul 2, acolo avem niște texte foarte interesante. Geneza, capitolul 2, și aici voi cita de la versetele. versetele 1 la 3. Auziți! Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șapte, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. În ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Scopul pentru care Dumnezeu a instituit sabatul a fost tocmai pentru relație. O relație autentică cu omul, chiar de la începutul omenirii. Oamenii acceptă cu ușurință nouă din cele zece porunci. Din această cauză există așa mare haos, așa mare confuzie în ce privește moralitatea omenirii, tocmai datorită călcării în picioare a întregului celor zece porunci. Nu vi se pare ciudat? Trebuie să știm că sabatul a fost și va fi testul de verificare a încrederii și a credinței de pline în Hristos Isus. Citeam în ocaziile trecute în Apocalipsa, capitolul 14 cu 12, Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Nu găsim nicăieri în Scriptură, prieteni, faptul că Dumnezeu a schimbat acest principiu. De ce o are? Pentru simplu fapt că Dumnezeu nu se schimbă. Și deci toate principiile sale nu se schimbă, ele sunt veșnice. Regretabil este faptul că marea majoritate care se numesc creștini țin o altă zi. O zi inventată de omul păcătos, o zi care vine sub inspirație malefică, o zi sub inspirație mai degrabă din partea celui rău. Nu, prieteni și frați. Dumnezeu nu se schimbă. Da, El a făcut toate zilele, El le-a lăsat nouă ne-a lăsat șase zile pentru noi, iar ziua șapte este ziua Lui. Dumnezeu nu se schimbă, El este același ieri, azi și în vecii vecilor. Așteptătorii celei de-a doua venire a Mântuitorului trebuie să fie cei mai fericiți oameni de pe fața Pământului. Ei slujesc lui Dumnezeu Creatorul și Răscumpărătorul, Dumnezeul Veșnic, Dumnezeul Universului. Ei slujesc unui Dumnezeu care nu se schimbă. Dragii mei, ultima mare bătălie între Hristos și Satana va fi dată tocmai pentru acest mare, mare principiu. Ce este de făcut? Aș dori să citesc în Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol să-i se vadă rușina. În Apocalipsa, capitolul 21, versetele 7 și 8. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvași, curvari, vrăjitori, închinători la idori și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pocioasă, adică moartea a doua. Dragii mei frați, în Apocalipsa însă, capitolul 21 cu versetele 3 și 4, Aici este o mare și puternică făgăduință, auziți? Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stinguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul de domnie spune, iată eu fac toate lucrurile noi și adăugat scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Frații mei, făgăduințele lui Dumnezeu rămân în picioare tocmai pentru faptul că Dumnezeu nu se schimbă. Caracterul lui este uimitor. El tot ce a promis va duce până la capăt. În Apocalipsa, capitolul 21, cu versetele 23, vorbind despre cetatea noului Ierusalim, acolo spune, cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de o lună ca să o lumineze, că își luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului și vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Nimic întinat însă nu va intra în această cetate. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Atunci când noi ne permitem să uh, afirmăm că noi suntem credincioși și că trăim potrivit principiilor celor 10 porunci, apoi noi trebuie să fim serioși și să le păzim pe toate. În cartea vieții mielului vor fi doar cei credincioși. Este foarte interesant să descoperim în ce fel Dumnezeu este hotărât să ducă până la capăt planurile sale de salvare a oamenilor păcătoși. Trebuie să știm că nimic din ceea ce este nesfânt nu poate să fie acolo. Niciun necredincios care poate a fost sincer în comportamentul lui, poate a fost corect în relațiile lui cu oameni, dar care totuși a dezonorat pe Dumnezeu afirmând sau închinându-se într-o altă zi decât el a stabilit-o, el, Dumnezeu, este drept și va duce la capăt hotărârea pe care a stabilit-o. În Cartea Apocalipsei găsim scrise cuvintele Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul veci și să intre pe porți în cetate. În Iacov, la capitolul 2, cu versetul 10 și 13, acolo avem o altă declarație că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se va face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești a zis și să nu ucizi. Acum dacă tu nu prea curvești dar ucizi, te faci călcător al legii. Apoi continuă Iacov spunând să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, Că judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. De aceea, ucenicul Iacov și apostolul de mai târziu amintește tuturor creștinilor: smeriți-vă, smeriți-vă înaintea Domnului și el vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judeci legea nu ești un împlinitor al legii ci un judecător al legii iar dacă atunci când vorbim de lege vorbim despre caracterul lui Dumnezeu astfel omul devine un judecător al lui Dumnezeu unul singur este dătătorul și judecătorul legii acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Dragii mei prieteni, în Iacov la capitolul 5, cu versetele 7 la 9, este o făgăduință uimitoare. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Vă rog să fiți foarte atenți la aceste aspecte. Ziua revenirii Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Judecătorul Universului dorește să-și pregătească un popor. Un popor care să fie plin de încredere și un popor plin de răbdare. În Evrei, la capitolul 10, cu versetele 35 la 38, avem această declarație. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce va a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu, zicea Domnul, nu găsește plăcere în ea dragii mei prieteni, lucrarea fiecărui om este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu și înregistrată la credincioșie sau necredincioșie. În dreptul fiecărui nume din cărțile cerești sunt trecute cu o exactitate teribilă orice cuvânt rău, orice faptă egoistă, orice datorie neîmplinită, orice păcat săvârșit, orice gând ascuns, orice prefăcătorie iscusită. Avertizările sau mostrările trimise de cer, dar neglijate, clipele resipite, ocaziile nefolosite, influența exercitată spre bine sau spre rău, cu toate rezultatele îndepărtate, toate sunt înregistrate de Îngerul Raportor. Acest citat îl găsim în cartea Tragedia a Veacurilor capitolul în fața raportului vieții. Și un alt citat tot la fel de valoros. Când cărțile cu rapoarte sunt deschise să la judecată, viața tuturor acelora care au crezut în Isus trece prin fața lui Dumnezeu. Începând cu aceia care au trăit la început pe pământ, apărătorul nostru prezintă cazurile fiecarei generații, unul după altul, și judecata se încheie cu cei vii. Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenție. Nume sunt primite și nume sunt respinse. Dacă mai sunt păcate rămase în cărți, pe care oamenii nu s-au pocăit și nu sunt iertate, numele lor sunt șterse din cartea vieții, iar raportul faptelor bune este șters din cartea de amintire a lui Dumnezeu. Când lucrarea judecății de cercetare se încheie, soarta tuturor va fi hotărâtă pentru viață sau pentru moarte. Timpul de har se încheie. Se încheie cu puțin timp înainte de venirea Domnului penorii cerurilor. Hristos, privind la timpul acesta declară în Cartea Apocalipsei următoarele. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dragii mei frați și sărori, dragi prieteni, când vorbim despre judecată aici, să fim serioși, problema aceasta nu e de joacă. Ce avem de făcut? Câteva lucruri. Numărul 1. Fiți trezi și vegheați. Numărul 2. Împotriviți-vă celui rău tari în credință. Numărul 3. Mergeți la culcare cu fiecare păcat mărturisit. Numărul 4. Implorați sângele vărsat al mielului pentru ispășirea păcatelor voastre. Numărul 5. Cereți insistent ca numele vostru să rămână scris în Cartea Vieții. Numărul 6. Dați mărturie în fiecare zi în favoarea adevărului veșnic al lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, doresc din toată inima ca aceste lucruri să rămână în mintea fiecăruia dintre voi. Doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și fie ca Domnul să vă asculte rugăciunea în ceea ce privește rezolvarea dilemei numită păcat în viața personală. Vă rog acolo unde sunteți, plecați capul pentru rugăciune. Tatăl nostru bun, îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să ajungem la încheierea acestui uh, subiect atât de serios și de provocator. Privește condurarea asupra tuturor celor care au auzit acest cuvânt. Ajută, Doamne, ca să nu rămână nimeni în afara Harului Tău Mântuitor. Dă binecuvântare tuturor celor care te caută și lasă-te găsi de fiecare, Părinte. Pentru că în vremuri ca acestea, Numele tău să fie transferat asupra fiecăruia dintre ei, caracterul tău să poată să fie văzut în viața fiecăruia dintre ei. Să fie numele tău onorat în viața de fiecare zi, îndurate și de cei bolnavi, de cei care trec prin strâmtorări, și de cei care vor putea să vadă acest subiect prezentat prin acțiunea celor care îi iubesc atât de mult. Numele tău, Doamne, să rămână între noi ca o puternică mărturie de tot ceea ce trebuie să facem noi în a onora caracterul tău în fiecare zi. Să fie numele tău slăvit prin Domnul Iisus Tată. Amin. Dragii mei, iată ne ajungi la penultimul subiect din această serie scurtă. Vă aștept cu drag la ultima prezentare data viitoare, nu lipsiți. O seară frumoasă sau o zi bună pentru cei care sunt pe al meridian, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!